La Ploiești sunt mai multe surse. Sunt sursele de la rafinărie în momentul în care nu am, nu există, nu se îndeplinesc condițiile atmosferice pentru niște emisii foarte clare în momentul în care, deși rafinăriile și activitățile conexe de la rafinărie, încărcare, descărcare, transporturile produselor petroliere, materiile prime. După aceea avem câmpurile agricole din jur, care din când în când sunt fertilizate cu anumiți fertilizanți sau se pun pesticidele, și în momentul în care direcția vântului este spre Ploiești, și cam este spre Ploiești, da, se simt acest mirosuri, dar mirosurile sunt persistente, măsurătorile nu au depășit valorile legale. Iar a treia sursă, cum v-am dat și dumneavoastră un raport, sunt cele de la trafic, activitățile casnice care au fost pe perioade de iarnă, traficul care este foarte intens, ați văzut și dumneavoastră, și se staționează mult la stopuri, care îmi dă o cantitate mare de pulber și mirosurile aferente. Și o soluție în astfel de cazuri? Soluția, odată mărită capacitatea și trecerea pe termoficare și termoficarea Ploieștiului să fie îmbunătățită, să fie rezolvată din punctul de vedere, traficul puțin fluentizat, au fost și lucrările pe partea de bulevard care au dus la stagnarea sau staționarea mult a mașinilor. Iar cu rafinăriile, eu zic că s-a diminuat mult acest miros. Partea cealaltă cu fertilizarea și cu insecticidele care se dau de jur împrejur, s-a solicitat agentul economic ca să le fac undeva invers direcției de propagare către Ploiești. Dar, iar aici avem o problemă, că dacă nu vine spre Ploiești, se duce spre Budarice, se duce spre alte comune. Deci, oricum, aceste zone agricole sau alte lucrări care se fac de asfaltare și așa mai departe, oricum pe cineva va nemulțumi.